Salut! Primul exercițiu cu care vom începe este recreerea, reconstruirea acestei pagini adaptată după prima pagina unui număr din revista Dilema Veche, care este o structură destul de simplă, și care ne va permite să trecem prin foarte multe elemente de funcționare a softului, să vedem cum funcționează InDesign, cum putem să creăm un document nou, cum putem să plasăm, să mutăm, să redimensionăm obiecte, imagini, text, cum să schimbăm proprietățile acestor obiecte, ordinea lor pe pagină și să lucrăm puțin cu culorile, să zicem. Uh, înainte să ne apucăm efectiv de document, să ne uităm un pic să vedem pentru fișierul gol ce fel de proprietăți vom avea nevoie. Bineînțeles, vorbim de dimensiunea paginii care este de 280 pe 385 de mm, dar dacă ne uităm la exact ce este pe pagină, putem să observăm un pic de structură. La o pagină precum prima pagină sau coperta unei reviste, structura nu va fi atât de evidentă pentru că este mai bogată din punct de vedere grafic, dar în acest caz specific mai ales, aceeași structură se reflectă și în interiorul uh, publicației, un, uh, un lucru pe care îl vom vedea la un exercițiu viitor. Dar și aici, dacă ne uităm, putem să vedem niște structuri repetitive, niște spațieri. Dacă vedeți, de exemplu, avem aici sus aceste trei elemente care anunță niște materiale din interiorul revistei, care împart pagina în trei coloane, am putea să spunem. Și dacă ne mai uităm la elementele mai mici, putem să observăm cel puțin șase coloane. Din nou, mai ușor de observat, într-adevăr, când ne uităm și în interiorul revistei. Dar aceste coloane ne vor ajuta de la. ne vor ajuta să plasăm obiectele în pagină, și de asemenea, și pe verticală. Acum este și mai puțin evident, pentru că elementele sunt de dimensiuni foarte diferite, dar există o anumită structură dacă o să opresc aici elementele vizibile și dau drumul la chestia asta, puteți să vedeți că există o anumită structură, avem aceste trei coloane mai late, dar elementul ăsta de jos, unde, este, unde vine codul de bară, este de fapt jumate dintr-o coloană, ceea ce sugerează că numărul de coloane folosit este mai degrabă 6 decât 3, pentru că există și alte elemente care nu chiar se potrivesc, cum ar fi de exemplu caricatura asta din colț. S-ar putea să existe mai multe, un număr mai mare de coloane în template-ul real, dar pentru că asta este o recreere făcută ca un exercițiu, o să păstrăm o variantă mai simplificată. Și de asemenea, dacă activez toate liniile, aici vedeți deci exact, o structură pe șase coloane, uh, observabilă și dacă revin la pagina întreagă, puteți să vedeți și rândurile pe orizontală, jos citatul respectiv și codul de bare sunt pe un rând, imaginea la rândul ei este pe șase rânduri, Titlul încă un rând, uh, anunțurile astea de sus, mă rog, și... Uh, și titlul revistei și toate chestiile alea împreună ocupă 3 rânduri. Deci, da, Acolo, alea sunt niște elemente fixe păstrate de la număr la număr și nu ai nevoie, să zicem, de atâta flexibilitate. În videoul următor o să creăm acest document gol în care urmează să punem toate elementele, să, cum ziceam, să construim această pagină.